Anul 2019 a fost unul dificil pentru judecătorii din Sălaj, care s-au trezit sufocați de dosare din cauza numărului important de posturi neocupate. Suntem un corp mic de judecători la nivelul instanțelor din Sălaj, 36 de posturi în schemele instanțelor, dintre care 16 la tribunal, 20 la cele trei judecătorii repartizați, 11 la Zalău, 4 la Șimleu și 5 la Jibou. Din păcate, schema, pe lângă faptul că este subdimensionată, neadaptată nevoilor reale ale instanței, privite acestea și din perspectiva modificărilor foarte dese de legislație, a problemelor tot mai complexe care apar în dosarele pe care trebuie să le soluționăm. Deci spuneam că, dincolo de această schemă care nu este adaptată la nivelul activității care are instanța, ne-am confruntat în ultimii ani cu neocuparea integrală a posturilor din schemă. Această problemă a dus judecătoria Șimleu-Silvaniei într-o situație dramatică, spune șefa tribunalului Sălaj. Situația a fost una dramatică în cazul unora dintre instanțele locale. Mă refer aici în principal la judecătoria Șimleu-Silvaniei, care a soluționat toate dosarele pe parcursul anului precedent cu o schemă ocupată de doar doi judecători. Sigur, pe hârtie lucrurile arată altfel. În prezent sunt ocupate toate cele patru posturi din schemă, dar un judecător se află în concediu pentru îngrijirea copilului, ceea ce înseamnă că a lipsit, că nu a desfășurat activitate pe tot parcursul anului, iar cel de-al patrulea judecător a fost numit ca judecător definitiv la această instanță doar la sfârșitul anului trecut, în 24 decembrie. Pe fondul acestei crize, judecătorii șimleoani au fost copleșiți de volumul de muncă. Această prezență scăzută în activitatea efectivă a instanței a dus la o creștere exagerată a volumului, a încărcăturii de dosare pe judecător, de 2300 dosare. Gândiți-vă ce înseamnă pentru un om să soluționeze într-un an 2300 de dosare, însemnând dosare de toate categoriile, da? Penal, civil, datorită numărului mic de judecători. La instanțele locale Șimleu și Jibou nu se poate face specializarea, cel puțin pe materiile principale, respectiv penal și civil. Semnalez însă în mod pozitiv faptul că în prezent schema este integral ocupată, dar efectiv vor lucra în acest an, până revine colega noastră din concediu pentru îngrijirea copilului, vor lucra trei judecători. Sperăm să crească totuși eficiența și condițiile de muncă la această instanță, mă refer la judecătoria Șimleu. O creștere neașteptată a volumului de activitate, mult peste posibilitățile schemei de personal, s-a înregistrat și la judecătoria Jibou, ca urmare a rearondării teritoriale. În privința judecătoriei Jibou, pentru care rearondarea teritorială a dus în ultimii ani la o creștere neașteptată a volumului de activitate, dacă vă mai aduceți aminte, o parte din localitățile care erau arondate teritorial judecătoriei Zalău au fost trecute în circumscripția teritorială a judecătoriei Jibou. Această creștere, această mutare, așa cum am spus, a produs efecte mult peste așteptările noastre, în sensul că a crescut foarte mult activitatea judecătoriei Jibou, mult peste posibilitățile pe care schema de personal auxiliar de specialitate și de judecători o puteau susține. Totuși, în prezent, și la această instanță, schema este integral ocupată. Aici, spre deosebire de Șimleu, cei 5 judecători care sunt în schemă și care sunt numiți la această instanță lucrează efectiv.
Aspect care s-a văzut cumva și în creșterea indicatorilor de performanță pe parcursul anului 2019. Unul dintre judecători este numit și la această instanță doar la finalul anului trecut, în 24 decembrie. De dificultăți determinate de lipsa de judecători s-a lovit și instanța din Zalău. Pentru judecătoria Zalău, instanță care în mod constant nu a avut probleme legate de ocuparea posturilor din schemă, din păcate, anul trecut și această instanță s-a confruntat cu aceeași dificultate. Așa cum v-a spus colega mea, raportarea volumului de activitate de dosare per judecător s-a făcut la o prezență de 7, în medie de 7 judecători din schema de 11. Pentru acest an semnalez faptul că și la judecătoria Zalău au fost numiți doi colegi noi, judecători stagiari. Sigur, competența lor de soluționare a cauzelor este mai restrânsă, în sensul că au posibilitatea legală de a soluționa cauze de mai doar anumite obiecte, să spun cauze ceva mai ușoare. Chiar și așa sperăm să se îmbunătățească situația și la această instanță. Finalul anului 2019 a adus însă schimbări în bine, spune președintele instanței. Prin urmare, raportat la situația posturilor, în prezent, la finalul anului 2019 au existat 3 posturi vacante de judecător, toate la judecătoria Zalău. În prezent, deci începând cu acest an, a mai rămas vacant la această instanță un singur post. Semnalez totodată faptul că pentru judecătoria și Mleul Silvaniei, la cele 4 posturi în schemă, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea încă a unui post în condițiile articolului 134, indice 1 din legea 304/2004. Este vorba de ocuparea postului care este vacant temporar. Vă spuneam aici despre colega noastră care se află în concediu pentru îngrijirea copilului. Din păcate, până în prezent, nu au existat doritori care să ocupe acest post. În ceea ce privește posturile auxiliare de specialitate, acestea sunt ocupate integral, fiind mult mai atractive decât cele de magistrat. Cu privire la situația posturilor personalului auxiliar de specialitate și a celorlalte categorii de personal, tribunalul, mă refer aici la, nu numai la tribunalul ca instanță de sine stătătoare, ci și la cele 3 judecătorii arondate, are în schemă un număr total de 102 persoane, intrând aici pe lângă grefieri și informaticienii, funcționarii publici, personalul contractual, cei doi asistenți judiciari care intră în compunerea completurilor de litigi de muncă și asigurări sociale. Toate cele 102 de posturi au fost integral ocupate pe parcursul anului trecut și cel puțin pentru perioada următoare nu sunt de semnalat probleme în această privință. Din fericire, posturile de personal auxiliar se ocupă foarte repede, spre deosebire de posturile de judecător, pentru care așteptăm foarte mult și, din păcate, nu se întâmplă niciodată să funcționăm cu schemele integral ocupate.